întemeierea Moldovei. Etimologia numelui de Moldova este și astăzi extrem de controversată. Unii cercetători o leagă de cuvântul de origine germanică mulda, mină, sinonim cu românescul baia. Alții consideră că denumirea ar proveni de la termenul de molift, arbust, prezent în munții Călimani și Ceahlău, probabil de origine gotică sau chiar dacică. În letopisețul țării Moldovei, până la Aron Vodă, cronică alcătuită în secolul 17, se povestește o legendă interesantă. Un voievod de Maramureș, pe numele său Dragoș, ieșind la vânat, a întâlnit un bour pe care l-a gonit cu câinii până pe malurile unui râu, unde sub o răchită a reușit să-l ucidă. Bucuros, a întins un ospăț pentru toți oamenii săi și, plăcându-i locurile, s-a hotărât să-și și așeze curtea, apărând astfel un nou stat, Moldova. În amintirea vânătorii, a hotărât ca stema acestuia să fie un cap de bour. Locul unde a căzut animalul s-a chemat de atunci Boureni, în județul Suceava, astăzi, iar apa, Moldova, după numele cățelușei, care după ce hăituise bourul, s-a stins de oboseală la malul râului. Procesul de întemeiere a Moldovei a presupus, ca și în cazul țării românești, o unificare sub o singură conducere a formațiunilor politice deja existente la est de Carpați. Astfel, după cum o atestă numeroasele cronici străine, încă de la sfârșitul secolului XII, în partea de nord a regiunii, apăruseră fie o așa numită țară a românilor, Valachenland, în izvoarele germane și poloneze, iar spațiul carpat-onistrean era străbătut de drumurile comerciale care duceau de la Marea Baltică la porturile de la gurile Dunării și la Marea Neagră. Într-o primă etapă, considerată a se fi petrecut între anii 1352-1353, pe fundalul luptelor împotriva tătarilor, pe valea râului Moldova, deci în partea de nord-est a regiunii, regalitatea maghiară a înființat o marcă de graniță pentru apărare, unitate politico-teritorială și militară condusă de Dragoș din Giulești, voievod de Maramureș, cu capitala la Baia. Lui Dragoș, cronicile românești vechi îi dau 2 ani de domnie. I-a urmat fiul, Sas, a cărui conducere se pare că ar fi durat 4 ani. În 1359, pe tron urca unul dintre fiii acestuia, Balc, care însă se va confrunta cu o situație aparte, conflictul cu un fost voievod de Maramureș, Bogdan, născut la Cuhea, care se afla în fruntea boierimii locale revoltate împotriva coroanei maghiare. Devenit infidel notoriu, a fost nevoit să părăsească Maramureșul împreună cu întreaga familie și cu acoliții săi și prin luptă a reușit să proclame independența Moldovei, îndepărtându-l pe urmașul lui Dragoș, Balc. Nemulțumit, regele maghiar Ludovic de Anjou, 1342-1382, a întreprins, între 1359 și 1365, o serie de expediții de pedepsire a lui Bogdan, toate însă fără succes. Un document datat 2 februarie 1365 poate fi considerat un act de naștere a noului stat, recunoscut și de puterile străine. Este vorba de un înscris al aceluiași rege maghiar Ludovic de Anjou, prin care dorea să-i răsplătească pe fiii lui Sas, Drag, Dragomir și Ștefan, și în special pe Balc, pentru serviciile sale strălucite și lupta dusă împotriva lui Bogdan, cel care a trecut pe ascuns din regatul nostru ungar în țara noastră amintită a Moldovei și s-au silit să o păstreze spre ofensa majestății noastre. Astfel, în 1365, și cel de-al doilea stat românesc independent, Țara Românească Cea Mică, cum a fost denumită în documentele vremii, fusese întemeiat. Capitala țării a rămas în continuare pe Siret, dar, foarte drag inimii lui Bogdan, a rămas târgușorul rădăuților,
unde a și ridicat o frumoasă biserică în stil romanic. Urmașul lui Bogdan, Lațcu, 1365-1374, pentru a face față presiunilor externe, a încercat și a reușit să câștige papalitatea ca aliat. La 22 iulie 1370, Papa Urban al V-lea, 1362-1370, trimitea o scrisoare arhiepiscopilor din Praga, Bratislava și Cracovia, prin care îi anunța că nobilul bărbat Lațcu, ducele Moldovei, era gata să primească credința catolică. Tratativele au mai durat câteva luni. Apoi, la 9 martie 1371, s-a întemeiat episcopia de la Siret, avându-l în frunte pe călugărul franciscan Andrei Vasilo, din Cracovia, fost duhovnic al reginei Elisabeta, sora lui Casimir cel Mare, și mama lui Ludovic de Anjou. La sfârșitul acestei scurte domnii, avem acum înaintea ochilor nu o îngustă provincie ungurească, strâns și fricos legată de munte, ci o țară cu locuitorii și datinile lor, Nicolae Iorga. O nouă țară a apărut astfel pe harta Europei, țara Moldovei, cea ca o grădină înverzită, ca un paradis, ca o grădină plină de trandafiri, cronică turcească.